la OAT-urile din județ. Dar am investit în școala botoșenană tocmai pentru a fi atractivă pentru elevi și pentru a avea resursele necesare pentru care dumneavoastră ați pornit acest demers, ca o investiție în capitalul uman, care cred că reprezintă șansa noastră, dincolo de nevoile de infrastructură sau discuțiile actuale despre energie sau alte teme de interes, cred că reprezintă șansa noastră capitalul uman și cred că am făcut bine ceea ce am făcut și fără a avea pretenția că mă laud, aș vrea să enumăr aici investițiile pe care le-am făcut în școlile din municipiul Botoșan și prima dată când am avut oportunitatea să aplicăm în acest program, care poate fi o șansă pentru România, planul, Programul Național de Redresare și Reziliență, am aplicat cu școlile din municipiul Botoșan. Le-am vizitat pe aproape toate, atât școli cât și internate, și am văzut starea în care se află. Anul acesta, 2022, a fost cel mai bun pentru investițiile în infrastructura școlară din partea primăriei municipiului Botoșan. Mai avem o lună și câteva zile să vedem rezultatele pe care le-au avut directorii cu fondurile pe care le-am alocat. A fost cea mai generoasă investiție. Și a fost și atractivă pentru elevii botoșeneni, pentru că am avut investiții în tehnologie, în mobilier, în locuri de pentru educație fizică în terenul de sport, cu gazon sintetic și așa mai departe. Dar avem investiții prin Programul Național de Redresare și Reziliență de 85 de milioane de lei. Sunt proiecte semnate care va face mai atractivă infrastructura școlară și care îmi doresc eu, alături de dumneavoastră, considerându-mă partener în acest demers, să reducă statisticile care nu sunt foarte bine pentru România sau pentru zona de nord-est, așa cum este recunoscută la nivelul Uniunii Europene ca nu fiind cea mai dezvoltată.